aici lucru. Meseriaș. All the way, all the way. All the way. Bună dimineața! Bună dimineața din nou! O nouă zi! 21 mai! Zi senină! Uitați ce frumos e afară asta! Bă, ieri n-am putut să filmez prea multe, nici n-am încheiat video. N-am avut timp să vorbesc de încheiere și au fost luni, au fost o zi așa agitată. Am avut mult de muncă. N-am filmat nimic. N-am prea filmat nimic. Să ne vedem azi. Astăzi ce putem filma. Sper să nu mai fie așa busy ca ieri. A fost o zi așa ocupată, așa stresantă. Am avut și ceva probleme cu managerul, mi-a dat o grămadă de munci. Să vedem astăzi ce putem filma, dar ce știu e că mâine, miercurea pleacă Tereza May la Tereza May pleacă la servici de la numărul 10, de acolo de la Parlament, de unde are rezidența. O ia cu mașina și cu escortă și merge și intră în Parlament la servici. Poate o putem prinde să o filmăm. Să vedem astăzi ce o să fie. O să încerc să prind cât mai multe, să filmez cât mai multe chestii. Eu nu știu dacă v-am zis, din restaurantul ăla e o scară rulantă care te bagă la subsol și de acolo treci direct în Parlament, intri direct în camera lor zilor. Nu știu dacă pot să ajung acolo să filmez parcarea, să filmez, să vezi ce pot prinde. Nu știu, vedem. Hai, o zi faină să aveți, o zi bună și vouă. Și ne vedem imediat. Pe curând. Era să zic o prostie. Cu grabă, cu astea m-am uitat acasă legitimația de la lucru și cu aia, fără aia nu pot să intru în incintă. E că le-am abonamentul de autobuz cu legitimația, le-am prins împreună. Și aici, în stație, mi-am dat seama că mi-am uitat abonamentul acasă. Fuck! Nu-i nimic, trebuie să mă întorc înapoi. Bine că nu m-am întors înapoi, de mai departe. Că numai aici 5 minute. Asta e. Have a bad day. Am început ziua cu stângul, dar e ok, sper să se termine ok. Hai, mă duc să-mi iau abonamentul și mă întorc. Mi-am recuperat cardurile. Am întors acasă. Pasul cu care intru la lucru. Și oesterul cu care călătoresc. Puteam să mă duc să plătesc cu cartea de credit autobuzul, să ajung acolo, că se mai întâmplă, mai am colegi care stau departe, care își uită acasă, își uită legitimația acasă, îți face pass day. Deci card de o zi, să poți intra, dar trebuie să stai la rând acolo, trebuie să aștepți, îți face card de zi și poți să intri acolo la o zi. Dar pe urmă trebuie să te duci să mergi să ți reactivezi ăsta, că te dezactivează. În ideea că ei să gândesc că l-ai pierdut, și să nu intre cineva cu pasul tău în site. E ok. Hai. E ok. Mi-a recuperat cardul, mă duc. Nu întârzi, sunt grafic. Păi 7 fără 5. Până la 7 jumate. Trebuie să fiu la servici, schimbat tot. Nu e nicio problemă. Hai. Pe mai târziu. Suntem în restaurantul Parlamentului și mi-am cumpărat asta. Aici e un fel de kebab de asta cu ou și cu caș, cu ciuperci. Asta e o prăjiturică și mi-am luat un lapte, o cafea cu lapte și acum încerc să mă loghez pe Wi-Fi cu Parlamentului. Cam 4. Gata, ne-am logat. Suntem pe Wi-Fi.
Parlamentului. Am blocat accesul. Avem aici 10 metri rezervați pentru Thai Construction. Aici vin mașinile. Eu stau aici cam 3-4-5 ore pe zi, v-am mai zis. Aici ne vin mașini, delivery-ul și îl luăm cu macaraua și îl duce în sus. De aici din stradă, ridicăm cu macaraua și ne duce materialele sus. Gunoi, de-astea din demolări, ce rămâne. Concrete, drabici, de toate aici se încarcă, se descarcă. Aici stau eu toată ziua. Un kilometru zero a Londrei. Aici e cel mai vechi bar din Londra. The Red Lion. Așa se numește. Vine de la Regele Roșu. E de la 1843 barul. Aici, în partea asta, avem trezoreria. Trezoreria Marii Britanii. Asta e clădirea. Acolo avem Westminster Cathedral, cea mai veche catedrală din UK, din Londra. În partea asta e Parlamentul. Aici e poliție, poliția, Ministerul Apărării și așa mai departe. Toate marile instituții engleze sunt aici pe strada asta, pe Parliament Street. Aici e Parliament Street. Ok, hai, vorbim. Să vedem ce cadre mai prindem astăzi și mai filmăm. Mai filmăm. Pe aici trec tot felul de coloane oficiale, călăreți, cavaleri, ambasadori, tot felul de mașini prezidențiale, rezidențiale și așa mai departe. Aici, în partea asta, avem Old Scotland Yard. Poliția, MI5 e aici, MI6, toate instituțiile astea, de Ministerul Apărării, Poliție, Justiție, toate sunt aici. Jaguarul ăla colosea e vreo de militar. Mi se stam din fosamba de Jaguar. Jaguar, de. No, Tereza mea. Suntem la sală, ia de ce mai 2:30 de curând.